tot folosesc ăsta, că e greșit. Aș vrea să încep până a-i mulțumi părintele Provecan Gheorghe Corbea. Întotdeauna o gazdă generoasă și exemplară. Le mulțumesc tuturor prietenilor care au venit în seara asta alături de mine pentru lansarea dezbaterii a cărții. Și n-am să vorbesc prea mult, am să dau numai câteva repere privitoare la ceea ce am intenționat eu cu această carte, referitoare la titlul și subtitlul cărții, care au produs deja unele nenumeriri, mai ales în strânul clasei intelectuale, care e mai sensibilă la anumite cuvinte. Și, în același timp, să mărturisesc năzuințele de viitor, pentru că aș vrea să nu mă opresc aici cu această carte a mărturisitorilor și, deja, cum spun și în finalul cuvântului înainte, îmi permit această cablare de a spera la un volum 2, care sper să apară în următorii 4-5 ani. Cartea asta o copt de mult, cam de pe la sfârșitul anilor 90, când am început să scriu constant. În 2000 am publicat la editura Anastasia volumul intitulat De la Eminescu la Petre Suțea, pentru un model paideic al dreptei românești, care cuprindea 8 portrete de oameni de dreapta pe care le considerasem eu atunci exemplar. Și de la acest nucleu, încet, încet, de-a lungul vremii, s-au adăugat caz după caz și iată că în Cartea Mărturisitorilor sunt 82 de personalități atrage cu copertele ei, dacă îmi punem la socoteală și pe Alexandru Cotin Mironescu, care nu are capitol, dar are nu știu capitol în carte, la capitolul de Părintele Galeriei, 82 de figuri mărturisitoare extrem de diverse. Din oameni din epoci diferite, cu ocupații diferite, cu structuri mentale sau sensibilități diferite, cu profesiuni diferite. Această ceață a mărturisitorilor nu e deloc una uniformă și nici măcar una 100% creștină. Sunt și câteva cazuri de oameni care nu au fost foarte apropiați de biserică. Chiar dacă n-au profesat ateist, să spunem, de tip comunist, au avut distanța lor față de biserică, de tradiție, dar s-au identificat în mod exemplar cu cauza românească. Sunt mărturisitori în sensul acesta al unei poziții identitare. Sigur, majoritatea covârșitoare sunt creștini și creștini ortodoși. Sunt între ei și câțiva greco-catolici. Sunt, în principiu, oameni de dreapta. Mulți dintre ei trecuți, e prin mișcarea regională, fie prin frățiile de cruce. Nu mi-a propus o tendențiozitate în selectarea personajului. Și aș vrea bine de să înțeleagă acest fapt că dacă în economia cărții poate sunt ceva mai numeroase figurile care au fost apropiate de legionarism, figurile care au pătimit în temnițele comuniste și în principal mărturisitorii ortodoxiei românești, aceasta nu este rezultatul unei selecții tendențioase, ci pur și simplu reflectarea unei situații de fapt. Și de-aia și spun în cuvântul înainte, nu mă întrebați pe mine și nici pe vreun alt iscolitor ocazional al trecutului istoric de ce e așa și nu altfel. Întrebați-l pe bunul Dumnezeu care a lăsat ca aceștia să fie oamenii care au mărturisit și s-a întâmplat să nu fie alții. Sau să fie alții într-o măsură mult mai mică și mai puțin semnificativ. De ce? Ne trebuie o pauză destresată de gândire până pocifuri, ca să ne evaluăm corect acest trecut, care nu este deloc lipsit
de singuri exemplari. Și eu am adunat aici 82 la un următor volum ar mai putea apărea încă pe atâtea și tot nu s-ar face efectivul complet, pentru că, așa cum spun și cuvântul înainte, este o carte care practic nu poate fi scrisă de un singur om și care nu poate fi omenește încheiată. Punctul ei final n-ar putea, nu l-ar putea pune cât bunul Dumnezeu. Cazul de mărturisitor am avut, avem probabil, vom mai avea. Problema este să avem ochii deschiși și urechile deschise ca aceste exemplare conștiințe române și creștine să nu treacă neobservat. Părintele Gheorghe Horga a observat foarte bine că prețul acestor oameni este că sunt perfect vii. Aceasta este greutatea și chemarea lor. Să fie vii până la sfârșitul veacurilor în mințile și inimile noastre. Ori această carte este și o provocare în acest punct de vedere adresată mai ales generațiilor mai noi, care ignoră o bună parte a trecutului nostru istoric sau judecă în mod pripit, în concepții și prejudecăți, anumite personalități sau anumite direcții de trecutul nostru, sărăcind astfel foarte mult zestea noastră mărturisitoare. Poate că lectura acestei cărți va fi și o invitație la cunoașterea mai aprofundată a unui trecut, cu care avem de ce să ne mândrim, dar pe care îl ignorăm în mod curent. Dintre cei 82 care sunt prezentați în carte, și bărbați, în sensul acesta de bărbați duhovnicești, dar și câteva doamne ale vremniciei românești, unele în viață, altele trecute la Domnul, în general, de cei 82 de mărturisitori reținuți în carte, numai 7 mai sunt în viață. De fericire, pe unul dintre ei la rând, domnul Demostene Andronescu, un mare mărturisitor și, în același timp, un harismatic poet al temnicilor comuniste. Și e o bucurie foarte mare că observ că în sală sunt și alți oameni care au trecut direct sau au avut în familie oameni care au purtat această grea cruce a mărturisirii creștine și naționale în însângeratul secolului 20. Cartea se numește Cartea Mărturisitorilor, pentru că mărturisitor este cuvântul cheie, înseamnă martor al adevărului. Și pentru că adevărul este foarte incomod, mult dintre acești mărturisitori au devenit martiri. Dar nu îl vrei, martir, mărturisitor, înseamnă acele lucruri, deci martor al unui adevăr care n-a fost al lor, sau numai al lor. Un adevăr care îi transcende, un adevăr care este al unei întregi comunități. Și, până urmare, ei sunt de-aia, am spus în prefață, renunții în tagma lui noi, ca conștiințele noastre mai bune. Ei nu vor să se afirme pe sine. Deci lupta lor nu este o afacere personală. Ei știu că omul este încadrat într-o niște realități existențiale, concentrice și că este dator față de familie, un plan superior, față de comunitatea religioasă națională, pe față de comunitatea religioasă și, în ultima instanță, sigur, față de umanitatea însăși, care nu este însă ceva abstract, amorf, ci este tocmai rezultatul viu, concret, al acestor valori specifice însumat. Deci, mărturisitori, în ce sens? În sensul pe care îl spunea Iorga, că s-au închinat întregi unei idei și au stat gata de moarte pentru ceea ce au crezut ei că este sfânt și mare. Nu este vorba neapărat de oameni care și-au dat viața, ci care și-au jertfit, știu eu, imaginea publică sau comunitățile vieții de zi cu zi, parind o idee. Unii dintre ei au murit de moarte bună.
Dar prin exemplaritatea vieților, pentru ceea ce s-au asumat în numele unui ideal, nu sunt mai puțin martiri sau mărturisitori. Este cazul cel mai la îndemână al celor trecuți prin temnițele comuniste. Nu toți au murit acolo, dar unii dintre ei au făcut și peste 20 de ani de închisoare, au suferit și și-au asumat acest risc suprem, că puteau să moară în orice clipă, pentru a apăra în special două idei călăuzitoare care ne-au legat istoria și care se regăsesc aproape în fiecare caz prezentat în cartea de față. Ideea creștină și ideea națională. Neamul și cruce. În urmare, ideea de mărturisitor nu se poate despărți de ideea de jertfă. Dar de aceasta este o oglindă a jertfeniciei românești de-a lungul la aproape 3 veacuri, am ales să pornesc de la Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu și de la jertfa martirilor brâncoveni, sub care se naște modernitatea românească. Nu știu dacă este un aspect întâmplător sau premonitor, că noi ne naștem în modernitate sub semnul acesta al jertfei mărturisitoare. Nu se putea să pornesc de la altă parte. Și merg până în prin secolul 20, m-am oprit ca an de naștere a celor reținuți în carte la 1930. De aceea ultimul care este prezentat este profesorul Marcel Petrișor. La o următoare ediție îmi propun să ridic, dacă vremurile vor fi favorabile, ștacheta aceasta cronologică, eventual la 1940, ca să înglobez câteva personalități care mi sunt foarte aproape de inimă și despre care am și apucat să scriu, Burovara Paul Coma, care este un personaj extrem de reprezentativ pentru rezistența românească din secolul 20 și care n-ar trebui să lipsească într-o carte a mărturisitorilor. Sau merg cu Ienulescu în 1935. Sau merg și eu la un caz de deșera lui Horia Berne. Iarăși o figură de mare distinție, un mărturisitor discret, aș zice, dar extrem de substanțial, născut în 1940 și așa mai departe. Am rămas cu multe datorii. De aceea, așa cum spun în prefață și nu e un simplu artificiu retoric, cartea este pentru mine o jumătate de pas înainte, pe care am primit unei datorii, pe care sper să ajung să o acopăr în oarecare măsură în anii următori, atât îmi va da Dumnezeu putere și timp și sper, dacă nu la un al doilea volum, măcar la o a doua ediție a acestei cărți, prevăzută și adăugită. În ce privește subtitlul cărții? Și aici au fost cele mai multe discuții, nu ați apărut că termenul acesta de învrednicire este puțin cam pretențios, cam vag pentru recepția contemporan, dacă nu cumva și puțin comunizat sau marxizat, aducând aminte de puterile de vernicie ale staharovismului, de vremea sinistră a obsedatului de șef. Sigur, noi ne străinăm de multe ori cuvinte esențiale în limbii noastre, le sărăcim prin uz. Astăzi, cuvântul vrednic a ajuns să fie pentru foarte mulți un simplu sinonim al lui harnic sau lui sârguincios. Sigur că nu aceasta este înțelesul vredniciei pe care l-am avut eu cu prioritate în vedere în această carte și în titlul ei. Ca să fiu înțeles mai bine, aș evoca, cum am făcut-o și cu alte prilejuri, și îmi cer scuze dacă sunt zilit să mă repet, dar cred că este un lucru cheie pentru buna înțelegere a cărții, aș evoca formula cu care în lumea bisericească sunt consfințiți preoții sau călugării, atunci când sunt irodoniști sau duși în monachism. Cel care oficiază urma proclamă axios întâi, nu în grecește, apoi, în latinește, dignus est, în cele din urmă românește, vrednic este. Și toată asistența repetă între ei,
după ierarhii care îi slujește, sau mă rog, aceste cuvinte temeluitoare ale unei noi condiții umane, practic. Axios stă în legătură cu ideea de valoare, de unde și termenul, de axiologie, știința valorii. Dignus, ideea de demnitate. Vrei. Deci, iată, vecinătatea vremnicie aceasta este valoare și demnitate. Că vremnicia poate să însemne și hărnicie, e adevărat, și hărnicia nu strică niciodată. Dar de una singură, hărnicia sau sârguința riscă să rămână simplu aflarea întreagă, vorba lui Petrețuțea. Disputarea lui cu aflarea întreagă ca metodă de lucru la români. Sau poate să devieze un simplu statacomism, ca în anii 50. În urmare, nu este pertinentă prin ea însuși, ceea ce dă, într-adevăr, consistență vrednicii și în vrednicii sunt această idee de valoare și această idee de demnitate. În urmare, este vrednic, se învrednicește cel care își asumă un sistem valoric și e gata cu toată demnitatea să mărturisească orice risc și până la capăt în numele Lui. În această stă numitorul comun al tuturor acestor personalități prezentate în carte, oricât de diferite ar fi ele în alte privințe. Și până la această prismă trebuie privită cartea, atât ca oglindă a vrednicii trecutului, cât și ca provocare la o posibilă nouă vrednicie românească. Pentru că noi suntem de multe ori obișnuiți să trăim prea mult pe seama trecutului. Ne mândrim cum? Într-adevăr, trecutul nostru este generos în pilde. Numai că au tradiții ilustre, numai că te onorează, dar te și obligă. Și ar trebui să aducem și noi cu eficientul nostru de vrednicie actuală la această mare masă a istoriei. Poate că cunoscându-i pe acești oameni și reflectând asupra lor, să va naște și noi dorința aceasta imperioasă de mai mult și de mai bine. De aceea m-am îngăduit să închin cartea într-un mod denominal celor care au crezut și celor ce mai cred că putem fi mai mult decât suntem. Cam atâta cred că am avut eu de spus. În rest, să mai spună și alții, vă doresc în toată, îmi doresc în toată inima ca această carte să ajungă mai ales la tine. Pentru că mai ales ei sunt în necunoștință de cauză și ea să însuflețească, să aducă o nouă dorință de mai mult și de mai bine în niște suflete care s-au dezobișnuit tocmai de esența vieții omenești. Aspirația spre ideal, tendința spre autodepășire. Nu pentru un pariu personal, nu pentru niște interese imediate omenești, ci pentru Iisus Hristos, pentru că la El se raportează totul și fără această raportare la creștinism, nimic nu este de înțeles în această carte. Vă mulțumesc! Mulțumim în domnul de Razvan Cotrescu pentru această mărturisire a mărturisitorilor și evident pe Ana Calciu, care este alături de noi de fiecare dată și mulțumim.